Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră de astăzi, iar invitata mea este Daniela Floroiu. Bună, Daniela, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ai făcut-o. Este o onoare pentru că un om care schimbă lucrurile pentru cei din jurul lui merită tot respectul din punctul meu de vedere. Este o forță interioară acolo care se exprimă și aș vrea să aflu și noi secretele tale, pentru că sunt convinsă că sunt niște secrete lăuntrice care până la urmă ar avea impact și asupra celor din jur. Sunt convinsă că deja aceste secrete au impact pentru că tu faci niște lucruri care se duc la inimile oamenilor și vreau să-mi spui cum a început totul. Nu știu cât de departe vrei să afli despre începuturi. Am fost peste 20 de ani director financiar în mai multe companii multinaționale. Mi-a plăcut ceea ce am făcut, însă a fost o meserie pe care am ales-o prin excludere. A fost un gând pe care l-am avut în școala generală. Unde să merg la liceu ca să nu ajung la șaibă? Și atunci a fost ușor să aleg, erau puține licee la vremea respectivă de unde nu ajungeai undeva în industrie. Și unde așa te-ai născut, apropo? M-am născut în București, în sectorul 8 era pe vremea respectivă. Acum... Uite, nici nu știam asta, de exemplu. Da, da, da. Stăteam în drumul Taberei, cred că se numea Compozitorilor 44, ca să vezi că a fost primul lucru pe care mi-l aduc aminte, că m-a învățat mama, mi-a zis trebuie să ții minte adresa, că în cazul în care te pierzi, oricine știe să te aduc acasă. Da. Spuneam că am fost peste 20 de ani director financiar în companii multinaționale și că mi-a plăcut ceea ce am făcut. Și după 40 de ani... mi-am dat seama așa undeva în interiorul meu că e ceva mai mult, ceva mai mult ce pot face, ceva mai mult ce pot fi și simțeam nevoia să dau ceva mai departe. Am avut așa mereu în interiorul meu dorință de a lăsa o urmă a trecerii mele pe pământ. Și prin ceea ce făceam, nu lăsam urme decât în companie, către directorii companiei. Nu simțeam că de sub mâinile mele crește ceva. Și am căutat altceva și când am descoperit lumea dezvoltării personale, m-am îndrăgostit atât de mult încât nu mă mai săturam. Deci eram așa ca necatul, vreau să văd, să aflu și mai mult și mai mult și mai mult. Tot mergeam la cursuri, în tabere, am făcut tot felul de formări, am făcut școală de coaching, am făcut cursuri de NLP, am făcut cursuri de trainer NLP, am făcut curs de hipnoză. Unele dintre ele recunosc că le-am făcut în paralel. Deci atât de mult îmi doream să aflu mai mult, să învăț mai mult, să devin tot mai mult din ceea ce îmi doream să fiu, încât nu am simțit oboseală, nu am simțit, mă întrebam mult și da când aveai timpul ăsta, pentru că aceste cursuri de regulă sunt în weekend. Și eu n-am avut, 2 ani de zile n-am avut vacanțe, nu am avut, deci aproape toate weekendurile eu eram la cursuri. Aveam cam un weekend pe lună liber, liber de cursuri, ca să zic așa. Însă am făcut cu foarte mare pasiune și cu foarte mare drag. Chiar îmi spuneau colegele de la cursuri în pauze, eu aplicam deja ceea ce învățasem cumva de la 10 la 1, ceea ce învățasem deja aplicam și spuneau, da cum poți, că de-abia am învățat și am zis, păi eu am absorbit deja, e în mine deja informația. Asta înseamnă când ești pasionat și când te duci acolo cu acea curiozitate pe care o au copiii, absorbi toată informația, toate tehnicile, totul devine parte din tine și mi-a fost foarte ușor, adică am simțit că acolo e calea mea, că acolo e drumul meu. Știi? Acum, făcând analogia cu copiii, e puțin altfel pentru că un copil are o foaie goală în fața lui. Nu e ca și cum l-ai luat deja cu convingeri de instituite, cu programe, uh-huh, cu tot felul uh-huh de lucruri inoculate de părinți, societate uh-huh și așa mai departe. Și e mai ușor să îi duci pe o cale și să îi lași să se descopere singuri, pe când la un om care o viață întreagă a făcut, eu știu, a fost sub tutela altora, da, e mai dificil să-și dea frâu liber și să simtă și să se lasă în fluxul acela al curgerii uh-huh naturale. Așa că nu știu dacă e vorba doar de
ceva nativ care a strigat în tine, cât este vorba de un curaj nebun. Poate, poate să fie și un curaj nebun, pentru că îmi spunea o prietene la vremea respectivă și am auzit această remarcă de la mai multe persoane care nu se cunoșteau între ele. Îmi spuneau că eu sunt așa, dacă mi se arată un munte, eu nu stau să întreb nimic, ci pur și simplu urc pe el. Adică nu stau să întreb, mai vine cineva cu mine, pe unde-i drumul? Nu, pur și simplu am urcat pe el, am văzut munte, am urcat pe el. Într-adevăr, am avut, cred că dintotdeauna, această dorință de a cuceri teritorii necunoscute, ca să zicem așa. Și da, poate să fie curaj, dar fără curaj, ce poți să faci? Nu prea. Adevărat, dar nu e ca și cum tu ai plecat de la ceva ce nu ți aducea, eu știu, destul de multă realizare, să zicem, monetară. Și erai destul de bine, adică nu e grea ca și cum plecai de undeva rău. Da, nu, eram foarte bine. Chiar eram foarte bine, aveam mașină, aveam telefon de serviciu, aveam laptop, aveam erai un salariu. Cum ar fi venit. Da, iar, de cele mai multe ori, știu că poate să sune ciudat, dar de cele mai multe ori nu banii sunt cei mai importanți. Și mi-amintesc într-una din taberele de dezvoltare personală că s-a făcut un exercițiu și eu, care eram așa foarte voluntară, am vrut să ies în față și trainerul a zis, imaginați-vă că aveți nevoie de ea la, mă rog, la firma la care lucrați voi și faceți o propunere, adică încercați să o convingeți. Și am început să-mi spună, îți dau nu știu câți bani, era ca o licitație, îți dau nu știu câți bani, îți dau nu știu ce condiții, îți dau abonament la nu știu ce. Și eu mă uitam așa la ei și venea să zic, opriți-vă, că nu despre asta e vorba. Și trainerul a întrebat atunci, zice, ce ai fi vrut să auzi de la ei? Și i-am zis, aș fi vrut să aud că este un mediu de lucru plăcut în care toți oamenii vin cu bucurie la serviciu. Și atunci m-aș fi dus direct, nu conta câți bani erau. Și toată lumea a rămas șocată, pentru că dacă nu e ceva, un loc din ăsta în care să-ți umpli sufletul de bucurie, atunci de ce să te duci în locul ăla? E ca și cum te-ai rosi pe tine. Exact. Exact. Pentru ce? Adică am venit în viața asta ca să ce? Ca să ne ducem în locuri în care nu vrem să fim sau ca să ne bucurăm? Cum a fost primul tău caz de dezvoltare personală pe care l-ai adus din întuneric la lumină? Wow, nici nu mi-aduc aminte care a fost primul. Nu cred că mi-aș aduce aminte un caz anume, adică care ar fi fost primul, dar pot să-mi aduc aminte unul care a fost așa excepțional, la modul că a provocat o transformare de la o extremă la alta în viața acelei persoane. Povestea ei, de asta o și dezvolui pentru că este scrisă pe site cu acordul ei. A fost o clientă care atunci când m-a sunat mi-a zis că este în depresie de 2 luni și jumătate, că nu mai știe ce să facă, că este la capătul puterilor, că nu mai doarme noaptea și că simte că nu respiră. Și asta pentru că soțul ei spusese că o părăsește și pentru ea se terminase toată viața. Și adică singurul om care o valida era soțul ei. Așa era părerea ei, da? Nici măcar nu își dădea seama că respiră, da? Își dorea, când am întrebat-o ce își dorește să obțină de la sfârșitul ședinței de coaching, a zis că să pot să respir, de parcă până atunci nu respira, da? Deci nici măcar nu își mai dădea seama că respiră. Și am făcut 6 ședințe, a durat 1 lună și jumătate procesul și peste 1 lună și jumătate soțul ei s-a întors, nu știu să spun dacă era marinar sau pilot sau ce era, nu știu, era plecat oricum în perioada în care noi am făcut ședințele de coaching și după 6 săptămâni când s-a întors, nu a recunoscut-o. Deci a zis, ce ai făcut? Că am regăsit femeia de care m-am îndrăgostit. Ce ai făcut în timpul ăsta? Și am zis, la început n-am avut curaj să îi spun, m-am gândit că cine știe ce o să spună, dar peste o lună și jumătate i-a spus. Și soțul i-a zis, sunt foarte mândru de tine că ai făcut asta, pentru că altfel finalul era în acea direcție. Da? Dar ea a redevenit persoana de care el se îndrăgostise și sunt în continuare împreună și se iubesc și am un testimonial așa, cred că pe foaia 4, în care îmi spune că ne redescoperim în fiecare zi. Adică e ceva, se simte energia aia și bucuria și iubirea dintre ei. Cum se întâmplă să stingă lumina aceea care practic înseamnă totul pentru noi? Cum se întâmplă de nu ne dăm seama? De ce? Ne lăsăm furați de valorile vieții și uităm că o relație trebuie întreținută de ambele persoane. Și avem impresia că dacă avem un certificat de căsătorie,
atunci suntem obligați să facem niște lucruri și făcând lucrurile alea ni se garantează că obținem în schimb ceva. Nu e așa, evident că nu e așa, și atunci viața vine și îți mai dă câte un băbârnac, te mai pune puțin la pământ ca să îți mai iei un timp să îți aduci aminte ce contează pentru tine cu adevărat. Și atunci te schimbi. Te schimbi tu și, bineînțeles, se schimbă și celălalt. Am observat în ziua de astăzi că este așa o fugă continuă după ceva, dar dacă întrebi un om după ce fuge, nici el nu știe să răspundă. Da. Și de regulă, oamenii își doresc foarte mult să fie cu cineva. De multe ori sunt atât de îngroziți de ideea de a fi singuri, încât ar fi în stare să fie cu oricine, numai de dragul de a fi cu cineva. De ce se întâmplă lucrurile astea și de ce nu ne valorificăm de ajuns de mult noi pe noi, încât să ne mulțumim cu orice? Nu este vorba să te mulțumești cu orice, ci să fii mulțumit cu tine. Asta e, cred că cea mai victorioasă luptă este aceea pe care ai câștigat-o când te-ai câștigat pe tine. Oamenilor le teamă să afle cine sunt. De ce ar putea descoperi sau cum? Le teamă de ce ar putea descoperi, dar se înspăimântă. Se gândesc că dacă eu m-aș descoperi pe mine, cine știe ce grozăvie, ce lucruri urâte aș afla despre mine. Și atunci, în loc să stau să vorbesc cu mine, să aflu ce îmi place, să fac acele activități care mi-aduc mie plăcere, să-mi bucur sufletul, în loc de asta, în loc să fac munca cu mine, mă duc și mă agăț de diverse persoane, așteptând de la ele să umple acele goluri pe care eu le am, dar nu mi le recunosc că le am și nu vreau să mi le umplu singură. Și ce să vezi, omul ăla o să ți le umple o vreme, o să ți tot toarne iubire, încredere, încurajări, validări, de toate. De la un moment dat nu mai poate, că se epuizează și la el rezervorul, da? Și atunci ruptura se produce. Dar dacă faci întâi munca de descoperire de sine, dacă întâi te cunoști pe tine, dacă știi cine ești cu adevărat, dacă știi ce-ți place, ce nu-ți place, faci acele lucruri care te fac să te simți că ți-ești fidel ție, știi? Se spune în engleză true to yourself, mi se pare mai plin. Când reușești să-ți fii fidel ție, să te onorezi pe tine și să faci ceea ce sufletul tău își dorește, atunci... Dacă cineva alege să fie alături de tine și să trăiască alături de tine, foarte bine, dacă nu ești ok așa cum ești. Nu... Adică noi nu venim, cum spun mulți, sunt o jumătate și aștept să-mi vină cealaltă nu, jumătate. Nu, suntem întregi. Fiecare dintre noi este un întreg. Și atunci când intrăm într-o relație, intrăm ca două întreguri, nu ca și cum eu sunt o jumătate și îmi lipsește o jumătate. Păi oare cum am trăit dacă eu aș fi jumătate? Cum am putut să trăiesc până când a apărut cealaltă jumătate? Adevărat. Da. Aș vrea să-i salutăm pe ascultătorii noștri și deja avem o întrebare. Da? Da. Există vreo rețetă de a găsi sufletul pereche? O rețetă de a găsi sufletul pereche? Primul suflet pereche este sufletul tău. Îndrăgostește-te de el, iubește-ți sufletul, ascultă-ți sufletul. Nu mai călca pe el. Știi că avem expresia aia, că mi-am călcat pe suflet și am făcut nu știu ce. Păi nu mai călca pe el. Adică să nu mai fii contrar principiilor tale de viață. Nu. Trăiește în acord cu tine și în momentul în care trăiești în acord cu tine și ești ok cu tine, de-abia după aceea va veni și cine este potrivit sau pregătit pentru tine. Dacă ești pregătită cu adevărat, pentru că sunt persoane care doar cred că vor un partener, dar în realitate nu vor. Păi și cum vine treaba asta? Vine foarte interesant. Există presiunea asta socială. Eu am avut chiar o experiență la workshop-ul de relații cu o cursantă care la sfârșitul celei de-a doua zi, duminică seara, a zis că ce bine că am fost la workshop-ul ăsta, că în sfârșit am înțeles. Eu nu vreau, frate, o relație. Eu mă simt foarte bine așa cu mine. Nu am nevoie de nicio relație. Ce îmi tot zic mătușa, prietena, toate babele, mama, că să-mi găsesc pe cineva? Eu nu vreau, eu mă simt foarte bine cu mine. Și a fost extraordinar. Da, deci ei doar îi se părea că își dorește pe cineva. În realitate nu-și dorea. Nu-și dorea, ea era foarte ok cu ea și nu simțea nevoia să fie împreună cu cineva. De altfel este și o agresiune la adresa respectivelor persoane pe care se tot pune presiune. Da. De ce nu ieși cu cineva? Pentru că poate nu simt în momentul ăsta, da, poate nu am nevoie. Da, sau poate am alte lucruri de făcut. Că dacă mă ocup de mine, dacă merg la cursuri, dacă da, poate că nu mai am energia aceea, pentru că trebuie să investești energie într-o relație. Ca da? Să ții undeva sus, bine să fie ce trebuie acolo. Da, o relație nu există așa doar pentru că am făcut o înțelegere că suntem
într-o relație. Nu, trebuie să investești tot timpul. E o muncă permanentă, de o muncă frumoasă. Sau așa ar trebui să fie. Sau așa ar trebui să fie, da. Mai avem o întrebare. Când știi că este persoana potrivită pentru tine? Ce ar trebui să simți? Acolo este răspunsul. E foarte simplu. Și în același timp trebuie să fi trăit asta ca să poți recunoaște. Când ești cu persoana potrivită, aș spune că sufletul tău cântă. Și ca să o spun în alt fel, atunci când ești cu acea persoană, te simți acasă. Ai un sentiment de liniște. Ai un sentiment de liniște, un sentiment că nu trebuie să nimic. Și când zic că nu trebuie să nimic, nimic. Adică poți să-i spui ce gândești liber, fără să te gândești că o să te judece. Poți să îi oferi un dar fără să aștepți nimic în schimb. Poți să primești fără să te simți datoare față de el. Poți să fii tu, fără să-ți pui în mintea ta, nu-i zic asta că atunci o să creadă despre mine că nu știu ce. Adică nu trebuie să te schimbi pentru nimeni, ci pur și simplu trebuie să curgă lucrurile. În prezența persoanei potrivite, n-ai să te simți niciodată judecată, n-ai să te simți niciodată criticată. O să fii întotdeauna tu, fără să simți nevoia să devii cineva pentru a fi plăcută de acea persoană sau acceptată de acea persoană. Deci ăsta este răspunsul. Și atunci eu cumva... Probabil că am o conștientizare în momentul ăsta și stau și spun, domnule, sunt foarte mulți oameni care spun că într-o căsătorie trebuie să faci compromisuri ca să poți să trăiești o viață lângă cineva. Trebuie? Nu trebuie nimic. Nu trebuie. Nu trebuie absolut nimic. Și atunci cum rezistă căsătoriile acelea de 20-50 de ani? Cu multă iubire și cu multă înțelegere și cu multă compasiune. Câtă vreme consider că un anumit gest sau anumită acțiune este un compromis pentru tine, este ceva ce faci peste sufletul tău. Și din nou... Cu alte cuvinte, când faci ceva, dacă faci din suflet, nu mai este un compromis, exact. Este un dar, pur și simplu, pe care îl oferi din toată inima. Exact. Dacă simți că faci un compromis, e clar că nu este ceea ce trebuie. Dacă o faci cu iubire și pentru că îți dorești să dăruiești acelei persoane, e perfect ok. Niciodată n-ai să te raportezi la acel gest sau la acea acțiune ca la un compromis. Ne răspunde doamna Furtu-Rodica, am întâlnit persoane care își trăiesc viața de frica, de a nu supăra, de a nu dezamăgi pe celălalt, se calcă doar de dragul de a rămâne împreună. Ce soluții ar putea să aibă ca să salveze și căsătoria și să nu-și calce nici pe suflet? Păi cine este cea mai importantă persoană din viața ta, Rodica? Este o persoană care mi urmărește și mie postările de pe Facebook. Cine este cea mai importantă persoană din viața ta? Noi înșine. Ok. Dacă tu ești cea mai importantă persoană din viața ta, atunci de ce trebuie să trăiesc în frica de a nu supăra pe ceilalți? Noi nu suntem responsabili de felul în care reacționează ceilalți la acțiunile noastre. Noi suntem responsabili de ceea ce vorbim, de ceea ce gândim și de ceea ce facem noi. Cum primesc ceilalți, este fix alegerea lor. Așa cum dacă, să zicem, vine cineva și, nu știu, spune o vorbă urâtă despre mine, este alegerea mea dacă o primesc sau dacă o las să treacă pe lângă mine. Da? Eu sunt responsabilă de ceea ce se întâmplă în exteriorul meu, eu sunt responsabilă dacă las lucrurile alea să pătrundă la mine sau le las în afara mea. Nu, situații din astea în care fac aia ca să nu se supere nu știu cine, păi întotdeauna va fi cineva care se supără. Și ce fac? Atunci... Toată viața mi-o pun în mâinile celorlalți ca ei să nu se supere și atunci eu cine mai sunt? Dacă fac numai lucruri spre a le face celorlalți pe plac. Pe placul meu, când îmi fac? Și aici mai intervine și ideea că până la urmă, dacă tu te iubești pe tine, n-ai cum să faci ceva urât față de celălalt pentru că e ca și cum ți-ai face ție. Exact. E o lipsă de respect față de tine personal. Exact. Deci să am grijă doar de ceilalți și de mine nu e niciodată o soluție de succes. Și sunt multe persoane care ajung la 40-50 de ani când pleacă copiii de acasă și spun eu nu mai am acum niciun rost. Eu am stat în căsătoria asta de dragul copilului, eu am făcut aia, m-am sacrificat. Deci aud așa de des acest m-am sacrificat, dar nu te-a pus nimeni să te sacrifici. A fost o alegere pe care ai făcut-o. Dacă ai făcut-o, ia-o cu bucurie, că bănesc că ai făcut-o cu bucurie. Dacă ai făcut-o doar ca să te sacrifici, nimeni nu ți-a cerut sacrificiul ăsta. Dacă l-ai făcut, ok, ia-ți lecția de acolo și fă ceva diferit.
Din păcate sunt părinți care le reproșează copiilor că s-au sacrificat pentru ei și asta este cel mai dureros, pentru că în loc să spui copilului tău te iubesc și am făcut totul dintr-o dragoste, care le pun o povară pe umeri. Da, le pun o povară pe umeri și atunci copiii aceia toată viața lor rămân cu ideea că n-au fost iubiți, că totul s-a făcut din sacrificiu și ei la rândul lor, când vor avea copii, vor merge pe aceeași matrice. Și mai mult, acei copii deveniți adulți continuă să-și dorească să-i mulțumească pe părinții lor, să-i facă mândri, să nu-i dezamăgească, să, da, deci nu reușesc să iasă din tiparele alea din copilărie, nici măcar când sunt adulți. Adică chiar știu persoane care și la 60 de ani stau la fel, aole, m-a sunat mama, aole, să nu se supere mama, că n-am ajuns acasă, că n-am făcut aia, hello, mai tai odată cordonul umbilical, că ai 60 de ani, când până la urmă o să mai trăiești și tu viața ta? Există un anume moment în viața ta când se declanșează aceste conștientizări și îți dai seama, domne, dar eu până acum n-am existat efectiv pentru că nu m-am văzut. Nu am știut ce există în mine și cum să fac să deblochez toate lucrurile astea, să simt și eu că trăiesc. De la om la om și de la suflet la suflet. În momentul în care, știi, sunt persoane care sunt foarte rezistente la suferință, după cum sunt foarte multe persoane care sunt rezistente la schimbare. Cele mai multe sunt rezistente la schimbare. Trebuie ca în viața ta să fie atât de multe frustrări sau atât de multă tensiune sau atât de mult ceva, astfel încât tu să zici gata, nu se mai poate până aici, da? Trebuie să se acumuleze o anumită cantitate de frustrări, să atingă pragul ăla în care să spui gata, până aici. Și în momentul ăla schimbi totul, adică razi tot, ștergi tot, pleci de acolo, iei niște decizii. Depinde de fiecare. Pentru unii durează mai mult, pentru unii durează toată viața. Pentru alții durează doar până la un anumit moment dat, când se, cum spui, s-a umplut paharul și da, se deșteaptă și spun gata, până aici, nu mai merg mai departe. Zice tot doamna Rodica, văd familii care au trăit mai mult de 50 de ani în aceleași condiții, iar când le deschizi ochii și vrei să-i faci atenți, se înfurie pe tine. Da, e o altă lecție pe care o avem de învățat, că nu putem să facem bine oamenilor cu forță. Tot ceea ce putem să facem este să le aducem informații. Da? Putem să le vorbim despre un curs, putem să le vorbim despre o persoană, putem să le recomandăm o carte sau să le facem cadou o carte. Mai departe depinde de acele persoane. Și acest fapt că vreau să-i schimb pe cei din jurul meu, că vreau, desigur, dintr-o intenție pozitivă, că lor să le fie bine. Dar în același timp, această dorință de a-i schimba pe cei din jur ascunde în spate un fel de judecată, că voi nu sunteți ok, eu vă văd că nu sunteți ok și uite, ar trebui să nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Oamenilor le place să-i arăți cu degetul, să le spui că ei nu sunt conformi, că nu sunt bine, că nu sunt... nu sunt din acest motiv au acea reacție. Că se înfurie, este ca și cum mă vezi că sunt așa, dar nu mă accepti așa cum sunt. Dacă vine din iubire, este cu totul și cu totul altceva. Poți să-i spui, uite, m-am gândit că v-ar fi bun, nu știu ce, un film, o carte, o recomandare de un curs, de un training, de un habar n-am, nu știu, de la caz la caz. Doar dă informația, atât, limitează-te la asta. Nu-i spune că, nu știu, se rezolvă problema cu bărbatul, că, nu știu, nu-i spune și ce. Oricum, nu ai doar recomandă-i, să știi ce atât. Se declanșează. Da, dacă în interiorul acelei persoane există cevaul acela care o face să-și dorească mai mult, să-și dorească să schimbe situația din viața ei, atunci o să facă un pas, măcar de curiozitate, să se uite, să vadă și dacă îi se pare interesant, merge mai departe. Altfel, sunt persoane care și-au dorit să facă bine prietenilor, le-au plătit cursuri și nu au venit. Acei oameni nu au venit la cursuri, deși nu i-ar fi costat nimic, pentru că nu erau pregătiți. Și dacă nu sunt pregătiți în interiorul lor, nu o să facă niciodată nicio transformare. Sau dacă ar veni, probabil că nu înțelegeau nimic din ele. Da, sau ar fi considerat că sunt prostii și, și că nu e o lume, da, care nu le este potrivită. Omul trebuie să fie pregătit și să-și dorească el schimbarea. Dacă nu-și dorește schimbarea, nu putem să-i schimbăm pe ceilalți. Deci chiar nu. Da. Și nici nouă nu ne-ar plăcea ca cineva să vină cu forța și să vrea să ne schimbe, nu? Adevărat, este nu? Ca și cum mai fi hărțuit un pic. Exact. Poate tu ai ceva de învățat de acolo exact. Și ți se ia lecția de viață, exact. Cum ar veni. Așa că bine cu deasila niciodată. Ce se întâmplă la cursurile tale? Ce ai observat la cursurile tale? Ce ai observat la cursurile tale?
Sunt multe lucruri pe care le observ la cursurile mele. Cel mai adesea observ, și asta e o chestie pe care sunt absolut sigură că am preluat-o cu toții din copilărie, observ că oamenii se compară cu ceilalți. Poate așa au fost învățați? Probabil că așa Să au fost fie în învățați. competiție tot timpul cu cineva? Sau li se pare că nu sunt de ajuns, știi? Ca și cum, uite, el a văzut, eu n-am văzut. El a fost, nu știu, ce a vizualizat în meditația aia, eu n-am vizualizat. Dar stai puțin că nu suntem toți la fel. Deci nu suntem toți la fel. Fiecare are experiența lui. Și fiecare are experiența lui în funcție de nivelul lui de la acel moment și de felul în care percepe el lumea și viața. Nu sunt, e ca și cum eu m-aș supăra că, nu știu, tu ești șaten deschis și eu sunt roșcat. Dar de ce m-aș supăra pentru chestia asta? Înțelegi? Și din această comparație, comparația asta îi face să nu își dea voie, pentru că pun presiune pe ei să obțină niște rezultate pe care le consideră ei că sunt alea cele mai bune. Nu știu, că am văzut nu știu ce povești într-o meditație și că cineva a văzut un film și altcineva a văzut doar culori. Așa și? Păi da, și culorile astea ce înseamnă? Păi ce înseamnă pentru tine culorile astea? Știi? De tot timpul mintea rațională încearcă să găsească niște cutiuțe în care să pună fiecare experiență pe care o are omul. Și la workshop-urile mele, mintea rațională e puțin lăsată să se mai odihnească și ea, pentru că e folosită prea mult în restul vieții, da, și lucrăm mai mult cu subconștientul și avem altfel de revelații, altfel de conștientizări, altfel de experiențe pe care, da, dacă ni se arată, înseamnă că suntem pregătiți să le vedem, dacă nu ni se arată, înseamnă că încă nu e momentul. Dar asta nu înseamnă să punem presiune că vai, cu tare a văzut și eu n-am văzut. După aia văd, să explicăm puțin noțiunea de meditație pentru cei care nu știu, n-au făcut niciodată. Poate există oameni care nu știu despre ce este vorba. Ce înseamnă să faci o meditație? Meditația înseamnă, în primul și în primul rând, să îți liniștești gândurile. Știu că asta pare ceva SF, cum să-mi liniștesc gândurile, că așa spun de regulă oamenii. Cum să liniștesc gândurile? Că eu tot timpul am gânduri în mintea mea care nu tace niciodată. Ei, când citești o carte, mintea tace? Tace. Tace. Când te uiți la un film, mintea tace, tace, pentru că urmărești filmul ăla. Tot la fel este și în meditație, este o, se numește o stare modificată de conștiință, da, în care atenția ta nu mai este în exteriorul tău, ci în interiorul tău și în liniștea dintre două respirații se întâmplă lucruri. Te conectezi într-adevăr cu ființa ta. Poți să primești mesaje, poți să ai, să vezi cu ochii, cu ochiul interior, deci nu cu ochii reali. Dar de regulă meditațiile pe care le fac eu sunt niște meditații ghidate, adică se urmează un anumiți pași. Se urmează anumiți pași, da, și starea pe care o ai, mi-aduc aminte că am făcut un workshop doar cu fotografii. Și na, se știe că ei merg la nunți, merg la, se odihnesc mai puțin. Și unul dintre ei a zis la sfârșit, zice, Doamne, că nu m-am odihnit așa de bine în viața mea. Pentru că starea pe care o ai la final este așa de liniște, de împăcare, de echilibru. O stare din asta în care nu-ți lipsește nimic și nu simți nevoia să faci nimic, ci doar să stai în starea aia. Și este să intri sublim. În starea de alfa când ești într-o meditație? Da, da, unii au ajuns și prin teta. Da, meditație. S-a întâmplat vreodată la vreun workshop de-al tău să doarmă cineva în timpul meditației? Da, se mai întâmplă, da? Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă. Da, este ok. Subconștient oricum aude tot ceea ce se întâmplă și lucrează. Da, da, se mai întâmplă că cineva chiar a sfărăit odată. Da, se întâmplă. Dar este ok. E doar pentru că a ajuns foarte profund în starea de meditație. Uite, o întrebare foarte inteligentă. Care este diferența dintre un coach și un psihoterapeut? Diferența dintre un coach și un psihoterapeut este, în primul rând, diferența de formare, că unii au făcut, psihoterapeutul are o anumită formare și coachul are o altă formare, asta în primul rând. Și în al doilea rând, coachul este un om care prin tehnicile pe care le-a învățat este orientat să te conducă din situația în care ești, în momentul ăsta, spre ceva ce îți dorești. Da? Tehnica coachingului înseamnă un dialog printre cuvinte orientat spre rezultate. Deci spre viitor și spre rezultate. E adevărat că și coachingul se uită uneori în urmă doar pentru a găsi resurse. Adică vreau să fiu fericită. Ok, când ai fost ultima oară fericită? Atunci mă uit în urmă. Da?
în psihoterapie, de la situația actuală, întâi căutăm în trecut să vedem ce anume a determinat chestia asta ca să rezolvăm cauzele. Este o orientare invers, da? În loc să privesc spre viitor, privesc spre trecut întâi. Poate că după ce aflu din ce cauză, ulterior mă uit și în viitor și văd ce vrea pacientul sau clientul mai departe. Coachingul nu face chestia asta, deci coachingul nu se uită în trecut decât în măsura în care găsește în trecut resurse pe care le poate folosi. Și atunci vine întrebarea mea, poți să așezi anumite informații pe o bază care a pornit greșit? Să așezi informații din ce punct de vedere? Informații, de exemplu, tu ai spus că, de exemplu, la o ședință de coach, practic îl aduci pe cel care vine acolo să atingă un anumit scop, să da, ducă exact, către exact el și să-l, practic, să-l, da, să-l atingă, cum am zis mai devreme. Da. Dar dacă el a pornit totuși în viață cu niște convingeri că el niciodată nu va fi suficient de bun. Le descoperi în timpul procesului de coaching și îl ajuți să-și dărâme acele convingeri. Bineînțeles că faci chestia tot asta. Tot un fel de psihoterapie este. Că te duci tot spre cauze, dacă stau să mă gândesc. Da, identifici cauzele care îl împiedică să obțină ceea ce își dorește, da? Nu caut cauzele care l-au adus în situația de azi, da? Deci se pornește la ceva ce am. Deci acum sunt în situația în care, să zicem, m-a părăsit soțul, sunt disperat, am 3 copii, n-am unde să stau. Asta este situația actuală, da? Da? Da. Asta este situația. Nu stau să mă uit, dar de ce te-a părăsit soțul? Da, ce s-a întâmplat în trecutul vostru? Da, când ai greșit? Da, când ți-a greșit? Da, când... Da. Nu știu, noi nu punem întrebări din astea. Le întreb și ce-ți dorești de acum înainte. Și îmi spune, nu știu, vreau să fiu fericită, să am job... Nu știu, copiii mei să fie la grădiniță, la, nu spun, la un nume de grădiniță. Asta este ceea ce îți dorești. Ok, bun. Care sunt pașii? Care sunt opțiunile? Ce ai încercat? Ce a funcționat? Ce n-a funcționat? Ce, înțelegi? Și în momentul în care depistezi niște convingeri, nu știu, n-am bani să, cum spunea cineva, mie banii îmi curg printre degete. Și cumva când mi-a zis-o, ne rezonând deloc cu mine, a zis, mai spune cu o dată ce ai spus? Cum? Deci îi spune un finanțist că banii curg între degete. Strânge degetele, adică, nu? E prima chestie care îți vine să-i spun. Bineînțeles că treaba mea în coaching nu este să-i spun strânge degetele. Și spun, mai spune cu o dată, pentru că de multe ori oamenii rulează niște convingeri care nici măcar nu sunt ale lor. Și zice, da, chiar nu știu de ce spun chestia asta, că banii încurc printre degete, dar zice, am observat că, într-adevăr, eu când am bani, oricât de mulți bani aș avea, cumva îi pierd, nu știu pe ce se duc, îi pierd. Și zice, acum îmi dau seama că așa zicea și mama. A, perfect, deci nici măcar nu era convingerea ei, era o convingere venită din urmă, preluată de la altcineva. Și lucrăm pe dărâmarea acelor convingeri, da? Deci schimbăm convingerea, putem fie să le înlocuim cu alte convingeri care ne sunt de folos, fie pur și simplu să o dărâm pe aia, că dacă nu mai cred că banii încurc printre degete, înseamnă că o să pot să-i strâng și să fac cu ei ce vreau să fac. Uite, de exemplu, o altă convingere care este inoculată prin tradițiile noastre românești este aceea sărac curat, sărac și curat, ceva de genul. Da, am auzit-o. Mai bine sărac și curat decât bogat și hoț. Exact. Dar cine zice că bogații sunt hoți? Și toată lumea dă din numeri. Zice, nu știu, dar așa am auzit cu toții. Deci am la workshop-ul de vindecare, am pe flipchart am tot felul de convingeri pe care le iau câteodată cu mine și le arăt la alte workshop-uri și zic, uite, ca să le vedeți convingerile voastre, că o să vedeți că se regăsesc, unele sunt, cum să spun, sunt, parcă zici că ni s-au dat program, pachet, tuturor, știi, asta cu copiii nu se pupă decât noaptea în somn, mai bine sărac și cinstit decât bogat și hoț, iubirea trece prin stomac, deci sunt niște convingeri, deci ne umflă râsul, deci ne uităm la ele. Din tradițiile da, românești. Da, astea sunt din tradițiile adică... românești, dar oamenii încă nu au renunțat la ele, sau nu face X lucru, nu contează că ne râde lumea. Care lume? Care lume? Ci că ce zice lumea? Nu face cu tare lucru, că ce zice lumea? Care exact, lume? Deci nimeni nu se întreabă, care lume? Păi nu, că râde, nu știu, cine? Cine? Le întreb, îți plătesc cutărică, îți plătește el facturile? Nu, îți dă să mănânci? Nu. Îți are grijă de copiii tăi sau de tine sau așa, îți cumpără haine? Nu. Și atunci ce contează? Ce ar zice? Presupunând că ar zice. Eu le spun mereu, nu pot decât să-i compătimesc pe oamenii care se uită la ce fac alții. Pentru că înseamnă că viața lor e atât de săracă încât pur și simplu altă preocupare nu au. Da? Deci... Asta gândesc și eu. Da? E ok. Da. Dacă stă un pensionar în fața blocului și nu numără sacoșele, eu să mă supăr că nu numără sacoșele sau că numără de câte ori într-un bloc, treaba lui. Sau probabil că mi-ai observat și tu că sunt unii dintre oameni sunt atât de focusați pe viețile altora să le trăiască cumva viețile și așa, încât practic ei nu mai timp. Există. Da, adică... exact. Nu mai au timp să-și le trăiască pe ale lor. Exact. Când ești preocupat de ce fac alții, nu ai timp să-ți trăiești viața ta. Exact. Da. Și de ce ai face chestia asta?
De ce? Bun. Hai să vorbim puțin despre fiecare dintre cursurile tale și să ne spui care este scopul lor. Păi, am să vorbesc despre primul pe care îl consider temelia celorlalte. Primul este workshopul Vindecă-ți trecutul, scapă de frici și creează-ți un viitor strălucit. Un workshop care vânat de foarte multă lume, vin români inclusiv din străinătate, din Statele Unite, au venit în Australia, de peste tot din lumea asta au venit să facă cursul ăsta și mulți dintre ei și-au schimbat viața după ce au fost la acest workshop. E un workshop în care se lucrează cu foarte multe tehnici, se lucrează profund, se merge pe linia timpului, se rezolvă răni emoționale și se vindecă răni emoționale din trecut într-un mod în care nu trebuie neapărat să vorbești. Da? Deci tot procesul ți-l faci tu cu tine, ești ghidat și ți-l faci tu cu tine. Tot în workshop-ul ăsta se scapă de convingerile care te blochează să obții ceva ce îți dorești, se taie legăturile emoționale cu o persoană care nu mai e în viața ta și de care încă nu simți că încă nu te-ai detașat. Și ultimul exercițiu este un exercițiu în care aruncăm o privire în viitor printr-o meditație și de acolo putem să primim mesaje de la viitorul nostru eu. Da, de la eul nostru din viitor. E un workshop super pe care eu îl recomand oricui. Nu cred că există vreun om pe lumea asta care să nu aibă nevoie de el, dar știi fiecare că vine și, când e pregătit. E și o vorbă în multele interviuri atunci când cineva se duce la să se angajeze undeva și intervievatorul îl întreabă de unde te-ai vedea peste 5 ani sau ce-ai vedea că faci peste 5 ani. Ceva de genul se întâmplă și la tine în curs. Unde ești tu peste 5 ani? Nu peste 5, peste mai mulți ani. Sau așa. Da, da, da. Și cumva varianta cea mai matură și mai înțeleaptă, ca să zicem așa, dă sfaturi variantei tinere. Și au fost persoane care au renunțat la fumat, pentru că varianta cea matură i-a zis renunță la asta, că altfel n-ajunge aici. Și a fost mesajul atât de puternic încât omul respectiv a renunțat la țigări, ceea ce mi s-a părut super tare. Mi s-a părut chiar foarte, foarte tare. Da, există în interiorul nostru o înțelepciune care e mult peste tot ceea ce am putea noi pricepe cu mintea noastră rațională. Vis-a-vis de cursul tău, întreabă cineva, ok, am înțeles ideea, dar ce faci când trecutul te afectează? Ce faci când problema se află în trecut? Nu poți privi în viitor până când nu te împaci cu trecutul. Exact, pe asta facem, ne împăcăm cu trecutul. Poate un astfel de curs să rezolve o astfel de problemă în condițiile în care ideea de bază a acestor cursuri e privitul spre viitor? Vorbim despre lucruri diferite. Coaching-ul este ceva și ceea ce se întâmplă în workshop-uri este diferit. Workshop-urile pe care le fac folosesc tehnici de coaching și de programare neurolingvistică. În programarea neurolingvistică ne uităm și în trecut ca să corectăm ce avem de corectat. Exercițiul ăsta cu linia timpului despre care chiar am vorbit este un filmuleț pe YouTube și în pagina de prezentare. Exercițiul ăsta cu linia timpului merge în trecut pe toate traumele pe care subconștientul este pregătit să le rezolve în acel moment, că sunt persoane care ajung în alte vieți ca să-și rezolve lucrurile pe care le au în viața asta de rezolvat și sunt persoane care ajung în alte vieți și își rezolvă acolo, în alte vieți și după aia vin aici detașați de experiență, înțelegând, conștientizând, da, și eliberați de toate emoțiile alea. A fost o persoană care a lucrat, de exemplu, pe frica de înălțime și chiar spunea că eu nu înțeleg că în viața asta nu am fost niciodată expusă, dar eu mor de frică când mă gândesc există la asta. Există o fobie, da? Acolo. Da, da. Și motivul era că într-o altă viață se născuse căzând într-o cascadă de la înălțime. Ce faci atunci era. Când oamenii nu vin cu pur și simplu cu preconcepții dinainte? Nu cred în alte vieți, nu cred în anumite chestii. Se întâmplă totuși vindecările acestea? Eu sunt cea mai fericită când vine cineva care nu crede. Și de ce? Pentru că eu zic așa, că cineva care nu crede, care este sceptic, vine de pe axa negativă față de cineva care vine deja, nu știu, pregătit sau încrezător sau cu așteptări și care vine de pe axa pozitivă. Când cineva care este sceptic vine la cursul meu și ajunge pe axa pozitivă undeva sus, 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 nu pot să am o satisfacție mai mare, că dacă și cel necredincios, zicem așa, a văzut efectele, ce să mai avem de demonstrat? Pentru cine nu crede și ajunge totuși în sala de curs, o să vadă că imposibilul este posibil și că multe dintre lucrurile pe care le credea nu sunt valabile și că lucrurile pot să se schimbe într-adevăr în două zile. De adevărat, alea sunt testimoniale ale cursanților pe YouTube o grămadă și pun mereu testimoniale scrise. Oricine a făcut workshop-ul ăsta, cred că am peste 500 de persoane care au participat la el, deci
Îți dai seama că n-ar fi putut oamenii să ține. Vorbesc, știi, da, oamenii vorbesc și n-ar fi putut să, vorbesc. Da, n-ar fi putut să dureze atât de mult dacă că unii dintre colegii mei mă întreabă, dar nu te-ai plictisit? Păi nu m-am plictisit pentru că de fiecare dată e ceva sunt diferit. Alte sunt alte persoane, alte experiențe, alte... E mereu ceva nou. Când ai cursul acesta? Prima dată? Chiar în weekendul ăsta acum, îl am și după aia mai am pe 90 noiembrie și în decembrie, cred că pe 14-15 decembrie, ceva de genul ăsta, sunt toate afișate asta așa cum ai văzut. Pentru că decembrie m-am înscris și eu, vreau să vă spun așa. Foarte bine, da. Te aștept cu drag. Oamenii își fac cadouri din astea. Eu nu sunt sceptică, să știi. Eu merg întotdeauna cu valul să văd unde mă duce. Mm-hmm. E foarte bine, așa mm-hmm. e perfect. Exact. Vorbim despre celălalt curs, adică despre celelalte două. Da, mai am un workshop care se numește Reinventează-ți relațiile. Este un workshop care este destinat în primul rând relației cu tine. Adică o zi întreagă numai despre relația cu propria persoană. Nu pot să spun că vorbim, ci lucrăm, pentru că în workshop-urile mele nu se vorbește prea mult. Adică eu nu vorbesc, eu nu predau. Deci se face practic. Tot ceea ce facem este practic și toate instrumentele pe care le folosim sunt menite să aducă direct în corpul tău toate conștientizările pe care le-ai avut, tot ce se întâmplă, tot ce se modifică, tot ce se transformă. Rămâne acolo, adică nu trebuie să mai exersezi ulterior, nu trebuie să mai faci nu știu ce mantre, nu știu ce afirmații, nu știu ce. Nu. Ai plecat cu noile abilități dobândite din timpul cursului. Da. E vorba de relații în toate formele lor, adică nu neapărat de relații iubit-iubit. În special despre relații, în primul rând este relația cu tine, că dacă nu ai relație cu tine, cum spuneam și mai devreme, nu poți să ai relații nici cu ceilalți, fiindcă vei căuta în ceilalți acele răni, acele traume, acele lucruri pe care nu ți le-ai rezolvat la tine și îți vei atrage un partener care să-ți apese butoanele alea, astfel încât tu să vezi ce te deranjează de fapt la tine și să corectezi lucrul ăla. Deci prima zi se face pentru relația cu propria persoană și în ziua următoare o relație iubit-iubită, partener-parteneră, da, soț-soție, depinde fiecare. Deci sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică. Ambele, toate workshop-urile mele țin două zile, doar tabăra ține 5. Da? Că am și o tabără de dezvoltare personală, am făcut deja două ediții până acum, tocmai m-am întors din cea de-a doua și e minunat. Tabăra se numește Trăiește în inima ta. Și asta e cea de-a treia tematică. Asta este cea de-a patra, ca să zicem așa, pentru că a treia tematică de workshop este Transformă-ți visul în realitate, așa se numește workshop-ul. Este un workshop care este special croit pentru oamenii care își doresc să obțină ceva în viața lor, ceva, orice, că vor să-și deschidă școală de dans, că vor să-și facă plantație de cătină, că vor să se mute în altă țară, că vor să se descopere pe ei, nu contează, care au un obiectiv și pe care vor să-și-l atingă mai repede, bineînțeles, că doar tot ce spuneam că suntem într-o perioadă în care vrem totul ieri, azi, aici și acum, nu mâine sau mai târziu. Și acest workshop te ajută să-ți atingi obiectivele alea, îți dă, zic eu așa, GPS, îți dă ca un GPS, toți pașii pe care i-ai de făcut, pe care tu ții, bineînțeles că nu-ți spune nimeni ce trebuie să faci, tu singur descoperi prin întrebările, prin tehnicile care se folosesc acolo, îți descoperi singur pașii. Și te uiți așa la o foaie pe care tu ți-ai completat-o și zici, a, da? Așa de ușor e? A, păi acum știu ce trebuie să fac, știi? Păi și poate funcționa și în cazul unui vis care nu este realist? Ce înseamnă vis nerealizat? Că ți-a dat visul, cu siguranță poți să realizezi. Aha, nu ok. Ok. Adică nu poți să visezi decât la ceva ce sufletul meu știe că se poate împlini. Poate cineva adică visează să devină miliardar peste noapte. Foarte bine. Și cine îl împiedică? Nu îl împiedică nimeni, să vină la workshop, să aflăm și noi cum. Că o să-și descopere soluțiile. Da. Am înțeles, bun. Workshop-ul de care vorbeai mai devreme, cel cu tabăra? Tabăra, da, este o tabără de dezvoltare personală care se numește Trăiește în inima ta. E un program superb așa pe care l-am făcut pentru bucuria sufletului meu în primul rând, pentru că succesul oricărui program, din punctul meu de vedere, este în primul rând un succes pe care îl simți în sufletul tău atunci când tu ești mulțumit și ești bucuros în sufletul tău, toți ceilalți percep această stare a ta de bine și de bucurie. Și tabăra asta este superbă. E câte zile durează? De miercuri până duminică. Da, deci 5 zile. 5. Miercuri, joi, vineri, da. Sâmbătă, duminică. 5 zile. Da. Și este foarte frumoasă. Și fiind atât de mult față de două zile, cinci zile. Da, este deja mult mai profund. Se lucrează și dimineața, se lucrează și seara.
În afară de asta, în afară de faptul că se lucrează și dimineața și se lucrează și seara, avem și câteva acțiuni care sunt în afara sălii de curs. Mergem la Hergelia de Cai sau mergem la Peștera Rupestre de la Șinca Veche. Și bineînțeles că și în locurile astea în care mergem, mergem tot ca să conștientizăm lucruri despre noi. Adică pe tot timpul taberei oamenii au fost încurajați să se observe pe ei și să spună lucruri pe care le observă la ei. Și sunt foarte interesante conștientizările lor. Spun, uite, când s-a făcut cu tare, în mintea mea am crezut că, nu știu ce, altcineva zice, am observat că mi-a fost greu să mă despart de un tablou al suferințelor mele, ce mi-a fost greu, trebuia să-l ajunge la gunoi. Și a zis, mi-a fost foarte greu, ce-l făcusem așa de frumos. Deci sunt niște conștientizări care sunt foarte puternice pentru tine ca persoană. Îți dai seama cumva că te-ai atașat de suferință și mai puțin de partea frumoasă a vieții pe care ai putea să o ai. Și sunt, deci conștientizările sunt exact wow, exact. Cumva asta mă duce cu gândul la acele persoane care stau ani de zile într-o relație toxică sau și mai grav la acele cupluri unde ea este bătută și el este călăul, adică ea este victimă și călău. Și cu toate acestea am văzut adesea o iubire incredibilă între victimă și călău. Se numește sindromul Stockholm. Da, da. Fiecare alege, fiecare are de învățat niște lecții. Sunt mulți oameni care spun, eu nu am înțeles care este lecția vieții mele. Și undeva din tot ceea ce spune persoana respectivă sau din toată viața pe care o descrie așa, cine este în afară vede că lecția pe care o avea de învățat era lecția de a se alege pe sine, da? Atunci când îi alegi pe toți ceilalți, să le fie tuturor bine, toți să fie mulțumiți, dar pe tine nu te alegi niciodată, de tine n-ai grijă niciodată și fix asta nu vezi. Că de asta ți se întâmplă toate lucrurile, fiindcă de regulă după ce tu îi ajuți pe toți ceilalți, tu le oferi totul, tu, ei ce vor face? O să-ți întoarcă spatele și o să aștepte chiar un moment să-ți dea în cap. Și atunci persoanele astea care au fost așa foarte dornice să-i mulțumească pe toți, se întreabă, dar de ce? Păi este simplu, tu ai fost toată viața un fel de salvator pentru ei, tu tot timpul le-ai oferit și le-ai arătat că fără tine nu știu ce se întâmplă, da? Într-un fel, la nivel inconștient, bineînțeles, te-ai situat pe o poziție de superioritate față de ei. Tot timpul tu i-ai ajutat. Deci oamenii ăia tot inconștient o să încerce tot timpul să se ridice deasupra ta, da? Ca să echilibreze lucrurile, da? Și atunci o să aștepte un moment când tu o să fii jos și ce o să facă? O să te ajute? Nu, o să-ți dea în cap. Știu că nu sună bine, e dureros, da, dar asta poate îi ajută pe cei care sunt salvatori universali să iasă din poziția de salvator, fiindcă nu este bună, nu le folosește la nimic, se numește triunghiul dramatic, da, dacă ai intrat în poziția de salvator, atunci așteaptă-te ca la un moment dat să devii victimă. Da. Ca și treaba cu călăul. Dacă ești victimă la un moment dat, vei deveni și tu la rândul tău călău. Vei deveni călău, exact. Este triunghiul dramatic. Tot timpul se schimbă pozițiile și cel mai bine este să nu fii acolo, să nu faci parte din filmul ăla. Când ai intrat în jocul ăla, în triunghiul ăla, îți asumi consecințele. Cum stă treaba cu cei care sunt dependenți de ceva? De băutură, de droguri, de pariuri, de orice. Și mâncare, pentru că sunt foarte multe persoane care se luptă cu mâncarea. De ce este această dependență? Care acoperă este dedesubtul ei? Acoperă un gol. Este tot o fugă de realitatea, de lumea, de este ceva. Este un gol sau este o boală deja? Eu nu o consider o boală. Și la o ședință sau mai multe de coach și ar putea fi rezolvat? Numai dacă omul își dorește. De cele mai multe ori astfel de persoane care sunt dependente sunt în ghilimele aduse de ceilalți. Este una dintre regulile de aur ale coachingului să nu lucrezi cu persoane care sunt aduse de alții. Pentru că omul ăla nu-și dorește și dacă nu-și dorește, ce ai tu cu el? Nu poți să faci nimic. Deci dacă omul nu-și dorește, nu se întâmplă nimic. Dacă omul își dorește, în schimb, am o cursantă, are și testimonial pe YouTube, care a renunțat la fumat cu un exercițiu făcut în timpul workshop-ului de vindecare. A renunțat la fumat, pe loc. S-a terminat exercițiul, n-a mai fumat. Chiar știu cum m-a sunat peste vreo două luni și zice, măi, mi-ai făcut ceva, mi-ai făcut vreo vrajă, mi-ai făcut ceva, că domne, nu mai găsesc nicăieri în corpul meu dorința de a fuma. Nu, ai lucrat așa cum trebuie, ți-ai făcut niște imagini atâta de frumoase și atâta de puternice pentru subconștientul tău, încât subconștientul tău a zis, nu mai vreau imaginea asta mea cu mine fumând, ci o vreau pe cealaltă. Și gata, s-a schimbat. Dar depinde foarte mult de fiecare om și de cât de mult își dorește cu adevărat. Dacă își dorește,
Mulți dau vina pe anturaj, pe societate, pe orice altceva. Nu am pus în viața mea țigare în gură. Niciodată. Niciodată. Crezi că n-am avut un milion de anturaje în care se fuma sau la facultate? Sau... Deci asta este o scuză. Haideți să fim serioși. Nimeni nu te poate obliga să faci un lucru pe care nu vrei să-l faci. Îl faci pentru că vrei. Chiar dacă, ales. De exemplu, să spunem că la locul de muncă ești înconjurat doar de șefi și colegi care se spunem că beau și iau metehna asta și așa. Cumva ca să fii acceptat de ei, trebuie să faci și tu la rândul tău lucrul ăsta, altfel ești dat afară din acel anturaj. Așa și? Sau privit cumva ca și cum ești antisocial. Așa și? Pentru mine contează. Și? Pentru mine nu contează, da? Deci nu... Chestia asta că trebuie să fac ce face lumea pentru ca să fiu acceptat de lume, nu? De ce? Păi de ce? Se spune că suntem interconectați și noi fuzionăm așa, numai în așa, și de ce trebuie să iau, alții? De ce trebuie să iau de la ceilalți niște obiceiuri care nu mie nu-mi plac sau nu-mi fac bine sau da. Nu sunt folositoare, adică pentru ce? Nu e valabilă nicio explicație și nicio scuză. Nu. Dacă nu faci lucruri pentru tine, nu faci pentru că ori nu poți, ori nu vrei. Și majoritatea lucrurilor sau majoritatea situațiilor nu prea vrei. Mm-hmm. Exact, exact. Și întotdeauna vei găsi, găsești scuze. Deci găsești scuze, din astea sunt o căruță. Oameni care stau în relații spun, a, nu pot că, uite, să ia copilul la facultate sau să intre la liceu sau să nu știu ce. Sau... Copiii sunt mereu o scuză să rămânem în relații în care nu mai avem ce căuta, știm că nu mai avem nimic de spus, dar ne ascundem în spatele copiilor. Sincer. Da? Asta până când reușești în sfârșit să divorțești și spune copilul peste o vreme ce, dar ce, dacă nu erai fericită, de ce ai rămas acolo? Că mie mi-ar fi făcut mai bine dacă tu divorțeai înainte. Și atunci îți dai seama că tot, în ghilimele, sacrificiul tău a fost inutil. Deci să lăsăm scuzele. Hai să facem ceea ce vrea sufletul nostru. Că... Majoritatea spun, domne, ca să aibă copilul exemplul acela și de mamă și de tată și de masculin și de feminin, este bine ca cei doi să rămână împreună și măcar până la 18 ani, când poate să aibă singur o personalitate deja formată, să plece cu baza aceea întregită. Asta este o fațetă a monedei. Deci altă fațetă este că virgulă, copilul meu mă va vedea nefericită în relația aia ta. Și fără să-mi dau seama, la nivelul câmpurilor mele, îi predau un model de nefericire și de sacrificiu pentru un copil, pentru un scop. Și copilul meu, când va ajunge adult, ca să înțeleagă de ce am făcut eu asta, va repeta modelul pe care l-a văzut la mine și își va atrage un partener sau o parteneră care nu o să fie fericită. Iar eu atunci, ca părinte, o să zic, vai, dar divorțează mamă. Și el o să zic că nu pot, că uite, că să vezi copiii și o să-ți vezi proiecția propriei tale vieți în viața copilului tău. Și atunci... Eu zic că e mai bine să te gândești acum dacă ăsta este modelul pe care vrei să îl predai, pentru că el o să-l repete după tine. Absolut sigur va repeta modelul tău. Că ai modelul de sacrificiu, știu și eu de la mama mea că aveam modelul de sacrificiu de la ea. Îmi spunea că căsnicie este o caznă. Păi da? De aia se și spune căsnicie. Exact, așa zice și ea, că este o caznă. Dar există și persoane pentru care căsnicia nu este o caznă? Sunt convinsă că da. Ok, și atunci de ce spunem? De ce preferăm să luăm convingerea că căsnicia este o cază? De ce să nu spunem că căsnicia este o bucurie? Sună mult mai bine. Sună mult mai bine, da? Este o uniune liber consimțită. Ne-am dorit amândoi să fim fericiți împreună. De ce să spun că este o cază? Că m-am condamnat de dinainte. Dacă am spus că căsnicia este o cază... Te-ai programat singură. Exact, m-am programat singură să fie așa. Da? Nu... Trebuie să avem grijă la ceea ce vorbim și la ceea ce ne spunem și la cuvintele cu care ne hrănim. Iar scuzele, de câte ori ne spunem câte o prostie din asta în cap, de genul fac aia pentru că, nu știu, se supără mama să-i fie copilul nu știu cum, puneți întrebarea, pe bune? Spune așa, pe bune? Spuneți tu în interiorul tău, pe bune? Exact ca și cum nu te-ai crede. Și ai să vezi că exact cum ai avut și tu reacția, te bufnește râsul, pentru că îți dai seama că este doar o scuză pe care o pui, o plasezi în afara ta, doar ca să o arăți lumii. Este ceva ce spui din masca ta socială, că așa trebuie să fie lucrurile. Nu trebuie să nimic. Trebuie să fii onest cu tine, în primul rând. Cât de des e bine să vorbim noi cu noi? Tot timpul. Și nu suntem nebuni? Nu suntem nebuni. Nu. Nu. Cel mai fascinant lucru este să-ți urmărești mintea, să-ți urmărești gândurile și să vezi ce poți să gândești acolo și să chiar să faci mișto de gândurile alea care te sabotează, știi? Că sunt și gânduri din astea care te sabotează și îți spun, mi-aduc aminte de mine, că îmi spuneai că ai nevoie de mult curaj ca să faci altceva și să o pleci pe alt drum. Da, într-adevăr, în mintea mea erau niște gânduri așa de genul, a, dar cine te crezi tu? Păi ce, acum, la vârsta asta? Păi, dar sunt atâți alții care ce au plecat înainte. Când ai schimbat lucrurile la 180 de grade? Acum 4 ani de zile, deci aveam 47 de ani. Deci, oricum, sări de 40, asta da, clar. Da, da,
Pentru că există acea preconcepție că după 30 de ani toți angajatorii se uită la tine ca și cum pe bonetul la vârsta asta vrei să schimbi la 180 de grade macazul, da, să iei de la capăt. Da, pot să schimb la ce vârstă vreau eu. Am citit mai demult o carte în care spunea, și la momentul respectiv n-am înțeles, o spunea că fiecare om are cel puțin două cariere în viața lui. Și eu ziceam, Doamne, cum să ai două cariere? Păi tu te-ai pregătit pentru nu știu ce, ai muncit și tu acolo să ajungi sus pe culmi. Și cum să schimbi tu cariera? Așa am gândit la momentul când am citit cartea. Și după ce am plecat pe drumul ăsta, am zis, mamă, ce deștept era tipul ăla. Așa este, poți să ai câte cariere vrei tu. Sunt atâția oameni care au succes și care au fost și șoferi, și dulgheri, și tâmplari, și actori. Și... Da? De ce să ne ancorăm într-o chestie pe care am învățat-o? Dacă tu simți în sufletul tău că este ceva mai mult ce poți să faci, fă lucrul ăla. Fiindcă nu degeaba ai chemarea aia în interiorul tău. Adică... Și mai este și varianta că atunci când ai pornit pe un anumit punct, pe un anumit segment, atunci poate cu lucrurile ăla fuzionai foarte bine. Dar tu între timp ai crescut, exact. Ai devenit altceva și altcineva și vrei altceva de la tine, normal. Exact. Și trebuie să îți ești dator ție să încerci altceva. Să încerci. Mi-aduc aminte că șeful de la ultima multinațională, când m-am dus cu demisia, zice, ți-ai găsit în altă parte. De la, el făcea o afirmație și ziceam, că ți-ai găsit în altă parte. Și am zis, nu mi-am găsit nicăieri, nu mi-am găsit în altă parte. Cum? Zice, ești nebună, îți dai demisia așa și nu ți-ai găsit în altă parte. Și am zis, păi nu mai angajez nicăieri. Și el era din ce în ce mai șocat. Și a zis, păi cum? Că nu se poate așa ceva. Cum? Și am zis, îmi place prea mult ceea ce fac acum ca să mai fac ceea ce făceam. Da? Deci sunt onestă mie. Dacă mă duc acolo către locul ăla unde simt că este energie, de unde mă încarc cu energie, de unde simt că trăiesc. Acolo în birou, între niște pereți de sticlă, nu, mă simțeam epuizată, pur și simplu. Când plecam de acolo simțeam că nu mai am energie, așa, era ca o lămâie stoarsă. Asta este valabil și cu relațiile, dacă pot să mă duc să fac o analogie, pentru că, de exemplu, uite, că tot întreba ascultătorul nostru cum îți dai seama că e vorba de persoana potrivită? Probabil că acea persoană potrivită, cum ai spus și tu, nu te face să te simți prost. Da, niciodată și niciodată nu simți că îți pierzi energia. Nu simți că pierzi energie, ci din potrivă simți că tot timpul crește energia pe care o ai și că te simți din ce în ce mai bine și că din ce oferi din ea primești mai mult. Ăsta este sentimentul pe care îl ai când ești lângă persoana potrivită. Nu te simți niciodată scurs, epuizat, trist, secătuit, sărăcit. Dacă ești într-o relație din aia, trebuie să pleci. Adică să te alegi pe tine, că până la urmă de ce să-ți faci tu singur un rău dacă nu te simți bine în locul ăla? Nu te-a condamnat nimeni. Nu ai cătușe la mâini și la picioare. Când au pe oameni ăștia, nu pot să fac nu știu ce, nu pot să ies din relația, să nu pot să plec de la jobul ăsta, nu pot să nu știu ce. Îi spun, arată-mi, te rog, mâinile și picioarele. Și când îmi arată mâinile și picioarele, spun, ai cătușe? Nu le văd. Dacă n-ai cătușe, poți. Dar aici nu poate fi vorba și de o lipsă de răspundere față de tine? De exemplu, să fugi de ceva și să tot fugi până la urmă pentru că se teamă să-ți asumi. Și atunci asta o suferință, nu? Ca să nu fug. Sau cum? Nu, dar fugind de aici, pentru că nu ne asumăm, nu putem să mergem în altă parte și să dăm de același lucru pentru că n-am învățat. Ba da, dacă nu ți-o rezolvi, dacă asta nu înțelegi ce anume, exact ce anume ai tu de învățat de acolo. Că oricât ai fugi, de învățat, dacă fugi, bineînțeles, dai de aceeași, faci, tot dai acolo fix. Ajungi. Exact, se schimbă doar personajele. Da, ai nevoie să conștientizezi și să înțelegi ce anume te-a atras pe tine să fii lângă omul ăla, ce butoane ți-a apăsat, ce lecții ai de învățat, ce ai de conștientizat. Trebuie să afli lucrurile astea. Este bine să pleci, dar conștientizat, adică să-ți asumi toate lucrurile și să știi că pleci pentru că, nu pentru că fugi. Exact. Și când ai plecat, nu te arunca în altă relație, că nu ești încă vindecat și o să te duci cu cărămizile de la vechea relație să construiești o nouă relație și nu o să țină. Adică e bine cumva să ai stai o vreme de cu timp. Tine. Da, să stai o vreme cu tine și să afli ce vrei tu până la urmă. Sunt atâția oameni care nu știu ce își doresc de la o relație, adică aflu, mereu sunt surprinsă în workshop-uri că nu știu cum se simt iubiți, nu știu ce înseamnă pentru ei o relație care să-i împlinească, care să-i facă să se simtă. Este și asta o treabă, că până la urmă cum să știi că tu vrei să fii iubit când tu n-ai fost iubit niciodată și nu știi cum e, adică nu prea, e ca și cum ai spune, păi îmi place amandina și ai mâncat vreodată? Nu, dar îmi place, că măcar așa știu cum arată, dar nu am mâncat, n-am gustat niciodată. Da, păi tocmai de aia spun că înainte de workshop-ul de relație e bine de făcut ăla de vindecare, ca să știi cum este să fii iubit, fiindcă în workshop-ul ăla este un anumit moment în care simți iubire, cu adevărat. Și o iubire așa
Ți se oferă niște răspunsuri. Da. Eu chiar am avut o cursantă care mi-a zis, ce n-am știut ce înseamnă să te iubești, că tot citeam articole, tot citeam chestiile astea și nu înțelegeam cum e să te iubești. Nu percepeam, citeam, dar nu înțelegeam. Și ce după workshop-ul tău am înțeles ce înseamnă să te iubești cu adevărat și de atunci chiar mă iubesc. Doamne ajută, așa să fie pentru toată lumea. Da. Ce mai este și n-am vorbit? Mai era cea de-a patra, cred că... Despre tabără am vorbit, despre transformă-ți visul în realitate am vorbit, despre workshop-ul de relație am vorbit, despre vindecare am vorbit, da, despre ședințele de coaching am vorbit. Vreau să fiu sigură că nu rămâne nimic neplăcat. Da, ca o procedurală exact la fel ca și mine. Ai bifat fiecare... Check, fiecare task, da. Dragii mei, ora noastră s-a scurs, a fost una minunată pentru că am învățat foarte multe lucruri. Poate că nu va rămâne așa și unii dintre voi veți face mai mult pentru sufletul vostru, pentru că este ceva foarte frumos să conștientizezi lucruri și să-ți dai seama că punctul în care ești, poate că ar trebui să-l avansezi, să te duci spre unul puțin mai mare și mai luminos. Aceasta a fost emisiunea Îmbrete de astăzi. Am avut o invitată pe Daniela Floroiu, coach și om transformator, dacă pot să-i spun așa. Mulțumesc, Daniela! Mulțumesc și eu tare mult! Eu îmi spun alchimist de vieți și nu degeaba. Alchimist de vieți, exact. Uite, o formulare mult mai atentă și mai bună. Dragii mei, până data viitoare, eu vă reamintesc să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine!